ziua de 12 mai a adus pe simezele galeriilor de artă Rădăuți lucrarea elevilor de toate vârstele din mai multe județe ale țării, în cadrul proiectului interjudețean Pământ, Suflet și Culoare. Un amplu proiect aflat la cea de-a patra ediție a reunit lucrări de la aproape 900 de elevi și munca de coordonare a 432 de cadre didactice din 27 de județe ale țării. Școala Generală numărul 2 Rădăuți a fost și în acest an centrul de primire al acestor lucrări și cea care s-a ocupat de nominalizarea câștigătorilor. Un merit deosebit l-a avut doamna profesoară de geografie Popelena, care a fost una din persoanele cele mai implicate în cadrul acestui proiect. Bine ați venit la expoziția de astăzi. Este finalitatea unui proiect mai mare, Pământ, Suflet și Culoare. Este un proiect interjudețian la care au participat 900 de elevi, minus 4 elevi, deci 900 de elevi și peste 400 de cadre didactice care au coordonat acești elevi. Concursul a fost amplu, jurizarea a fost dificilă, lucrări deosebite am avut din întreaga țară, din 27 de județe. Care a fost tema? Tema a fost păsări și arbori. Această temă am ales-o deoarece pe data de 10, adică acum 2 zile, a fost Ziua Internațională a Arborilor și Păsărilor. Perioada aceasta este o perioadă în care se sărbătoresc foarte multe evenimente ecologice. Sărbătorim Ziua Pământului, sărbătorim Ziua Mondială a Mediului pe data de 5 iunie, sărbătorim Ziua Mondială a Apei pe data de 22 martie. Și astfel ne-am gândit că această perioadă este benefică pentru a îndruma elevii să protejeze mediul și să iubească natura. Premiile, am văzut că sunt diplome probabil pentru toți participanții, dar cei mai buni dintre cei buni primesc deja niște plachete de la Rădăuți. Plachetele de la Rădăuți sunt pentru marele premiu al concursului la literatură și pentru marele premiu al concursului la creație artistico-plastică. Un premiu la literatură va ajunge la elevul Chitriu Cabel de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu Rădăuți, coordonat de doamna profesor Câmpan Lucica, iar premiul la creație artistico-plastică pleacă în județul Harghita, în localitatea Toplița, la o elevă de clasa a noua, Chistimea se numește aceasta. De asemenea, acordăm un premiu special unei eleve de la școala gimnazială numărul 2, școala noastră, eleva Lungu Corina, care a participat la concurs cu două poezii, o compunere și o creație artistico-plastică. O premiem, ea are și premiul întâi, dar o premiem pentru efervescența ei, pentru dorința de a participa, pentru plăcerea de a lucra. De asemenea, astăzi am avut o etapă directă a concursului. Dimineață au fost 17 elevi în concurs în atelierul de creație artistico-plastică și acești elevi vor fi premiați și acolo elevii școlii noastre au selectat o lucrare și acordăm un premiu pentru popularitate elevei Joltea Gabriela, clasa a 6-a de la liceul Vasile Gherasim Marginea. Ce loc ocupă rădăuțenii între cei 900 de participanți în acest proiect? Nu pot să zic rădăuțenii, pot să spun județul Suceava se remarcă prin numărul mare de premii. Copiii sunt foarte, foarte serioși, lucrează cu plăcere, dar nu putem să spunem că în celelalte județe nu se lucrează cu plăcere. În toată țara s-a lucrat foarte frumos și se cunoaște implicarea cadrelor didactice și, cu siguranță, și a părinților elevilor care îi îndrumă de acasă. Alături de directorul școlii Ionel Mitrofan și ceilalți profesori. Rămână doamnelor, bună ziua domnilor! Vă mulțumim foarte mult că astăzi, într-o zi de 12 mai, într-o vineri după amiază, v-ați făcut timp pentru a răspunde invitației școlii gimnaziale numărul 2 Rădăuți și a venit la vernisajul și premierea concursului interjudețean Pământ, Suflet și Culoare. Suntem la sfârșit de activitate pe anul acesta. După o muncă rodnică,
De asta vă spunem că acest concurs, aflându-se la a patra ediție, a crescut de la an la an, atât din punct de vedere cantitativ, cât mai ales ceea ce ne propunem din punct de vedere calitativ. Iar acum, la sfârșit de activitate pe anul acesta, pentru că noi ne propunem ca acest concurs să dureze mai mulți ani de aici încolo, înainte ca micuții care s-au prezentat cu lucrări deosebite să fie premiați, înainte de a-și lua laurii, aș vrea ca să mulțumesc celor care au reușit să facă acest concurs. Mulțumesc în primul rând autorităților locale care au manifestat de-a lungul timpului sprijin pentru învățământul rădăuțean și în principal pentru școala gimnazială numărul 2 Rădăuț. Autorități locale care nu au lipsit niciodată de la nicio activitate importantă a școlii noastre. Mulțumesc în al doilea rând Inspectoratului Școlar Județean Suceava, sub a cărui oblăduire am reușit să ajungem astăzi la încheierea celei de-a patra ediții a concursului de județean Pământ, Suflet și Culoare. Mulțumesc cadrelor didactice ale Școlii Gimnaziale numărul 2 Rădăuț, cadre didactice care și-au rupt din timpul dumnealor și au făcut parte din comisiile de organizare, comisiile de evaluare ale superbelor lucrări și care nu au ținut cont de timpul petrecut la școală și au venit la 7:30 la program și au plecat la 7:30 după program. Mulțumesc în ultimul rând, dar nu am lăsat la urmă, ci am lăsat pentru că poate este persoana fără de care concursul nu se desfășura. Mulțumesc doamne Popelena, consilierul educativ al Școlii Gimnaziale numărul 2 Rădăuț, pentru că dumnea ei, ca profesor de geografie, conștientizând valoarea ecologiei în lumea noastră, în societatea în care trăim, a propus un concurs atât de valoros. Mulțumim ideii acestui concurs să aducă în prim plan ecologia, pentru că o societate mai bună este o societate care trebuie să respecte câteva principii și valori importante. Și dacă noi ne propunem să respectăm democrația, toleranța, libertatea, nu putem să nu respectăm și ecologia, pentru că ce ar fi societatea fără ecologie? O societate în care putem vorbi de alte valori, dar nu de cele de curățenia mediului. De aceea, astăzi, aflându-ne la finalul proiectului, aș vrea să-i aplaudăm pe toți cei care s-au auzit și au pus umărul la realizarea acestui concurs valoros. Lucrările au fost greu de jurizat și de premiat, având în vedere numărul mare de lucrări, 896 în total, care a reprezentat un efort depus de mici artiști plastici și foarte greu de nominalizat. În cadrul acestui eveniment cultural-artistic a luat parte inspectorul școlar Nistor Bogdan, viceprimarul Bogdan Login. Este Sandia. Mă bucur de astfel de inițiative de educație ecologică. Educația ecologică o facem de la vârste primare, de la cei mai mici. Mă bucur că colegii mei de geografie au astfel de inițiative. Într-adevăr, planeta Terra, cea pe care geografii o iubesc la nebunie, e în transformare. Bineînțeles, nu putem disocia natura de educație și așa cum spunea Democrit înainte de la începutul erei noastre, natura și educația sunt asemănătoare, căci educația îl transformă pe om și prin această transformare creează natura. Felicit încă o dată organizatorii, școala 2, pe colega mea de geografie, pe toți cei implicați în această acțiune. Recunosc că tablourile sunt superbe și
la cât mai multe ediții. Inspectoratul școlar sprijină astfel de inițiative și ne bucură că sunt astfel de inițiative în județul Suceava. Felicitări și toate cele bune! Bine v-am găsit, Hristos a înviat! Mulțumesc frumos pentru invitație! Mă bucur nespus că astfel de activități se întâmplă la noi în municipiu. Astfel de manifestare, am înțeles că 27 de județe și aproape 900 de participanți, este ceva foarte important pentru noi. Este de asemenea foarte important să se întâmple tot felul de aceste, de astfel de activități, deoarece acestea dau un grai viu, să spun așa, orașului. Fără astfel de manifestări, vă dați seama, nu s-ar întâmpla nimic, iar rădăuțenii sunt consumatori de așa ceva. Felicitări pentru toți copiii participanți, pentru părinți, pentru bunici. Am văzut aici bunici care sunt foarte bucuroși de ce văd la copiii și nepoților. Vă doresc numai succes și sperăm din tot sufletul ca și noi când vom ajunge bunici, dacă vom ajunge să participăm la ediția aceasta pe care ați... A 40 asta. Așa. Și din partea autorităților locale vă transmitem tot sprijinul în continuare. Felicitări tuturor! Și multe cadre didactice de la școlile din Rădăuți și din zona limitrovă care au avut lucrări expuse în cadrul acestui proiect. Diplome de excelență, împreună cu revista noastră a concursului Pământ Suflet și Culoare, revistă care a apărut ca urmarea muncii extraordinare depuse de colectivul de cadre didactice de la școala gimnazială numărul 2 Rădăuți, dar care are între coperțile ei și câteva articole scrise de alte cadre didactice care au susținut activitatea noastră. Tot în cuprinsul revistei sunt redactate articole ale domnilor inspector și de aceea aș dori să încep cu dumnealor premierea, diploma de excelență. Se acordă domnul inspector Bogdan Nistor pentru întreaga activitate desfășurată în promovarea concursului nostru. Vă mulțumim, domnule inspector! Particip la un astfel de concurs, sprijin, sunt un sprijinător din umbră, dar voi continua în aceeași păstrare. Ori de cât de este nevoie de mine, voi să le spun că mulțumesc toată stima. Diploma de excelență se acordă doamnei director, profesor Daniela Isopescu. Doamna director, de la Școala Gimnazială Frătăuți. Vreau să felicit pe doamna profesoară și știu că acest titlu Pământ, Suflet și Culoare creionează pur și simplu ceea ce este cu adevărat. Mulțumesc! Diploma de excelență se acordă domnului profesor Cuciureanu Viorel Dorin de la Colegiul Antonin Motrescu Rădăuți. Vă rog să-l aplaudăm! Mulțumesc și eu, mult succes elevilor, mi-a făcut o mare plăcere să lucrez pentru această revistă. Pentru că nu am știut cine va veni din partea autorităților locale, nu am scris încă diploma, dar oferim deocamdată revista concursului nostru, urmând ca prima dată când ajung la primărie să ofer și diploma domnului viceprimar Bogdan Lughen. Aș dori să-i ofer unui domn deosebit care a lucrat la noi în școală, care i-a făcut pe copii să prindă drag de desen
Este vorba de domnul Roman Dimitrie. Vă rog, domnule profesor. Așteptat acest liceu al nostru. Felicitări tuturor creatorilor de frumos și copiilor și celor pe care, celor care i-a îndrumat. Felicitări! Diploma de excelență se acordă doamnei profesor învățământ primar Cristina Hrișcă de la Școala Gimnazială Frătăuții Vechi. Diploma de excelență se acordă doamnei profesor Lucica Câmpan de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu Rădăuți. Diploma de excelență se acordă doamnei profesor învățământ preșcolar Eva Virginia Grimi. Diploma de excelență se acordă doamnei profesor învățământ preșcolar Mioara Ozarchievici. Diploma de excelență se acordă doamnei profesor învățământ preșcolar Ana Tandaf. Diploma de excelență se acordă doamnei profesor învățământ primar Anișoara Scutariu. Diploma de excelență se acordă doamnei profesor Alexandrina Coca de la Școala Gimnazială nr. 2. Diploma de excelență se acordă doamnei profesor învățământ primar Aura Cristina Popescu de la Școala Gimnazială nr. 2. Diploma de excelență se acordă doamnei profesor Mihaela Ștefancu de la Școala Gimnazială nr. 2. Și diploma de excelență rămâne în mâna doamnei profesor Pop Elena, de la Școala Gimnazială nr. 2. Simte nisipul rece și algele uscate. Cerul sângerează, deși nu o mai spune. Soarele-i mai aprig, chiar și când apune. Marea își ascunde rănile albastre în adâncul negru care-i prinde oase. N-ai cum să-ți dai seama câte răni odor. În a ta casă, astăzi, totul e ușor. Răcnetul e tainic, ce zace în furtună. Tu l-ai uitat de mult și nu știi cum răsună. Își spală rănile cu fiecare val și rabdă și așteaptă, odată un final. Să te oprești din a o mai polua, să-i simți și tu durerea, să-i ștergi lacrima grea. Marea e departe, poate nu auzi, dar ai văzut că cerul are ochii uzi? Fără să știi, prin nepăsarea ta, tu ai făcut găuri și în inima sa. Stratul de ozon ce îl îmbrăca, l-ai ciopărțit cu grijă, chiar dacă el striga. Din prinț l-ai transformat în cerșetor, cu haine zdrențuroase, cu ochii plini de dor. Dar lasă cerul, el e acolo sus. Tu nu vezi că soarele astăzi tot greu a apus? Și parcă e mai fierbinte, și parcă e mai cald. El spune că are febră și nu este tratat. A căutat răcoare și a plecat la pol, însă pe acolo nu a stat prin nori. A căutat remediu pentru asa boală, dar în loc să-i treacă a devenit globală. Lasă soarele, poate pe el nu-l simți, însă pe tine însă-ți nu poți să te minți. Ești obosit, stresat și necăjit,
te plângi că apa pură a devenit un mit, spui că mâncarea bio de mult nu mai există și că e tratată cu îngrășăminte din revistă, te-ai săturat de praf și de gunoaie, vara te plângi că n-ai văzut o ploaie, dar tu ce ai făcut pentru a preveni furtuna ce-a început și nu o poți opri? Natura trimite semne, doar trebuie să le vezi. Și când îți spune că o doare, încearcă să o crezi. De orbire astăzi suferă cam toți. Schimbările există, trebuie doar să poți. Să îți iei bălul negru din a ta privire și ai să vezi cum totul va deveni uimire. Încearcă să oprești furtuna de început. Încearcă să îndrepti tot ce e azi urât. Încearcă să repari ce azi este greșit și să vindeci tot ce azi este rănit. Nu îmbrăca în aur ce a putrezit, ci fă să reînvie tot ce a murit. Căci nu banii rezolvă atâta nepăsare, ci un strop de liniște și cugetare. Poluarea e prezentă, depinde doar de noi. Cum o vom face să se dea înapoi? Cum vom lupta? Cu ce arme? Cu ce foc? Doar împreună o vom elimina din joc. Marele premiu la creația artistico-plastică, spuneam că pleacă la eleva Histimea din clasa a 11-a, liceul teoretic Chemenianos, din localitatea Toplița, județul Harghita. Îndrumător, profesor Pop Dobrean, Maria Cristina, este lucrarea cu mestecen și cu păsări pe care o vedeți. Joltea Gabriela, de la liceul Vasile Gherasim, clasa a 6-a, localitatea Marginea, județul Suceava. Un premiu special îl oferim elevei Lungu Corina, de la școala gimnazială numărul 2 Rădăuți, deoarece a participat la acest concurs cu două poezii, o compunere și o creație artistico-plastică și mai dată veți observa că are și un premiu 1 și un premiu 3. Așadar, dragă Corina, vină te rog să ridici premiul. Coordonator doamna profesor Ioana Maria, premiul întâi, Costian Dragomea, felicitări!